Chiar vrea. Și egal cu 0 ori. 0 ori. Minus 1 la puterea. Ce liniști coloane s-a vrăstat? 1 cu 3. 1 cu 3. Minus 1 la 1 plus 3. Da. Ori, okay. I-am văzut minorul, termina și coloana lui. Determinantul de 1 minus 3, 3, 1. 1 minus 3, 3, 1. Vine 2 plus 2, ori. Plus 2 înmulțit cu minus 1. La puterea. Puterea. 3 plus 2. Așa. Ori. 3 plus 2. Înmulțit cu determinantul de 2 minus 3. Deci dacă trai linia școlană, 2 minus 3 și minus 1, 1, da? 3 și minus 1, 1. Minus 1, 1. Și plus, e minus, văd aici, e minus 1, că ăsta e elementul. Ăsta e minus 1. Ori minus 1 la puterea. Minus 1 ori minus 1 la puterea 3 plus 3. Da. Ok. Ori determinatul care rezultă. Înmulțit cu 2, 1, minus 1, 3. 2, 1. Minus 1. 2, 1, minus 1, 3. 3. 2, 1, minus 1, 3. Hai să și calculăm că este astea din ordine 2 îi fac. Nu mă, n-am emoții. Da. Prima parte vine 0 acolo. Trebuie și terminat. S-a dus, da? Aici vine 2 ori minus 1 la 5 e minus 1. Da. Și vine 2 ori minus 1, minus 2. Da. Înmulțit cu 2 minus 3, minus 1. 2, minus 3 și face ori minus 1, da? Da. Ori minus 1. Așa, și va veni următorul, minus 1 e la puterea 6, da. Vine 1. Minus 1 ori 1, minus 1. Minus 1 ori? Minus 1 înmulțit cu determinantul 6 și acolo e minus 1, da? Eu. Da, deci e minus 1. Și vine 6 plus 1 și 7. Deci o 7. O 7. Și vine de la început. Minus 1 ori, minus 2 ori minus 1 face 2. Da. Minus 7. 2 minus 7 egal cu minus 5. 5. Deci n-are importanță după ce liniști la coloană vrei tu. Că rezultatul este același. Când am făcut după prima coloană, le-a dat minus 5. Da. Când am făcut pe linia a treia, tot minus 5. Deci nu are importanță după ce îmi dezvolți calculul. Trăsna e mare dacă s-a schimbat rezultatul. Deci tehnica de dezvoltare după o linie sau o coloană, indiferent ce linie și coloană îți alegi tu, tot atât depinde dacă te duce linia a doua. Zic minus 1 ori minus 1 la puterea ți linie și coloană, ori minorul care urmează, ori așa, trebuie de tot la fel. Am înțeles. Deci nu are importanță. Da. Mătează ca observație. Deci nu are importanță linia sau coloana după care facem dezvoltarea. Nu are importanță linia sau coloana după care facem dezvoltarea determinantului. Da? Rezultatul este același. După care facem dezvoltarea determinantului. Da? Okay. Paranteză, rezultatul este același. Nu are importanță. Da? Rezultatul este același. De aceea, noi ne ducem cu ochiul nu unde avem toate elementele distincte. Că dacă m-aș fi dus după linia întâi, aș fi avut toți determinanții minori de calculat. Da. Aici m-am ajutat de... Da? Dar aici m-am dus pe linia 3 unde aveam deja un zerou. Să vină ușor la calcul. Să ușurez calculul. Dar dacă fac o manevră
și îl fac și pe celălalt zerouri, unul din el, înseamnă că mai reduc calculul încă. Da, și vine și mai ușor. Și vine și mai ușor. Și de aceea am spus, dacă noi așa ne-am propus să observim zerouri aici, da? Pe linia asta a treia, da. Din ce motiv? Am deja unul. Și mă ajută. Mă ajută, sigur, că va fi mai simplu. Și acum privesc la elementele acestui. Dar de trecut am făcut așa, coloana asta. Da. Și căutăm divizorul tuturor. Divizorul tuturor elementelor de aici este 1. 1. E divizorul 2. Ori 1 sau minus 1, nu are importanță. Și atunci, ăsta va fi pivot, îl încadrez. Pivot. Eu așa mi-am putut să obțin 0 aici. Pe linia a 3-a. Aici vreau să obțin 0. Coloana pivotului, adică divizorul tuturor, e coloană de lucru. Acum. Coloană de lucru. Coloana pivotului, coloana de lucru. Ok, cum a fost aici? Data trecută, fiindcă noi am obținut pe coloană, linia a fost linie de lucru. Și da. Am modificat-o sus-jos. De data asta, fiindcă obțin pe linie, coloana pivotului, coloana de lucru, și ea va fi mulțită cu ceva și adunată aici și aici, dar aici nu mai are rost, aici doar, da. Ca să obținem 0. Da. Și cât? Cu 2. Cu 2 ori 1, 2. Și cu minus 2. 2 și cu minus 0. 2 și cu 2 fac 0. Jos. Da. Exact. Tu acolo stă ochiul meu. Deci, iau și eu încă o dată. Are egal. De-a. Determinantul 2 minus 1, 0. 1, 3, 2. Scriu din nou ca ce a fost prin varianta aceea. Minus 3, 1, minus 1. Aici obțin 0 ori. Asta e pivotul. Asta e coloană de lucru. Coloană de lucru. Coloana de lucru se copie exact în poziția ei, a treia, cum este aici. Minus 3, 1 și minus 1. Și coloana de lucru se mulțește cu diverse numere și se adună, da? Se adună la celelalte coloane cu ideea de obține zerouri, cu excepția pivotului. Da. Adică cu cât o mulțesc o coloană asta și o adună aici ca să obțină? Cu 2. Cu 2. Uite, până aici. 2. Ia toate cu 2 și adună-te la coloana asta. Și vine. Minus... De jos în sus, nu? Da, e importanță. Da, de jos în sus, că obiectivul tău ăsta este. Minus 2 și cu 2 fac 0. 0. 2 ori 1, 2 și cu 3, 5. 3, 5. 2 ori minus 3. Minus 6. Da, și cu 1. Minus 6 și cu 1, minus 5. Minus 5. Și... Asta o copiem că sunt fericit aici, că am deja 0. Da, și vine 2 minus 1, 0. 2 minus 1. 0. Da. Și egal cu? Nu mai departe. Acum, ce mă rămâne de făcut? Să iau aceeași regulă cum am luat-o? Păi da, mă duc la dezvoltarea asta și știu sigur că astea vor fi 0-0. Și atunci tai linia și coloana pivotului. Că nu mai are rost să mai scrii pe ăștia. Da. Că zic 0 ceva, 0 ceva, nu mai. Și zic, bă, pivotul. Egal cu minus 1. Pivotul fi singurul. Da. Ori minus 1 la puterea 3 plus 3, 6. 3 plus 3. 3 plus 3. Ori determinantul care a rămas după ce am tăiat linia și coloana. Da, 2 minus 5. 2 minus 5. Minus 1, 5. Minus 1, 5. Și egal cu. Dacă sesizez că pot scoate ceva pe o linie sau o coloană în factor, scot. Unora se vede că coloana asta ar scoate, ar da în față pe 5. Că toate elementele se par la 5.
Da? E 5 minus 5 sunt 4 la 5. Da. Îl pun în față pe 5, factorul acela. Deci de pe o linie sau o coloană se poate scoate un factor comun. Da, și vine minus 1 și 1. Și va veni minus 1 și 1. Deci vă spune aici egal cu minus 1, care era înainte. Da. Ori 1. Ori 1 și ori 5. Ori 1 și ori 5. Și ori determinatul care rezultă. 2 minus 1, minus 1. 2 minus 1 și minus 1, 1. Și egal cu. Minus 5 ori. Minus 5 ori. 2 minus 1, 2, minus 1 ori minus 1, 1, 2, minus 1 și 1. Ori 1. Minus 5 ori 1 și egal cu minus 5. Observ minus 5. La același rezultat ajunge. Chiar că în loc schimbăm... Da, importanță. Deci mulțind o linie, o linie sau o coloană și adunat la celelalte linii sau la cealaltă coloană, valoarea determinantului nu se schimbă. Nu te-a proprietatea. Foarte important, da? 3. Prin înmulțirea. Da. Prin înmulțirea unei linii. În paranteze coloane. Prin înmulțirea unei linii. În paranteze coloane. Cu un număr. Și adunată la alt și adunată la alte linii, la ce? La alte linii în paranteze coloane. Și adunată la alte linii în paranteze coloane. Valoarea determinantului nu se schimbă. Foarte tare este. Da? Foarte importantă proprietate. Deci valoarea determinantului nu se schimbă. Da. Ce mai putem observa? Că... A spus un factor acolo. Da? Se poate scoate din pe o linie sau o coloană factor comun. Da. Deci notați, iarăși. 4, da? De pe o linie sau coloană se poate scoate în factor comun. Asta are ca revers următoarea proprietate. Când înmulțim cu un număr un determinant, mai știi înapoi acum. Da. Înmulțim numai o linie sau o coloană. Nu înmulțim toate ca la matrice. La matrice, când înmulțim cu un număr, înmulțim toate elementele. Da. La determinant, numai o linie sau o coloană. Adică, eu pot să înmulțesc cu 5 ăsta pe coloana asta și zic 10 și minus 5. Sau coloana asta, o las pe asta 2 și minus 1. Și din coază minus 5 și 5, cum a fost înainte. Da. Sau tot atât de bine pot spun 10 și minus 1, când mulțesc linia asta, 10. Și minus 5. Da. Sau să mulțesc linia asta. Una din... Unul mai o, deci prin înmulțirea unui determinant cu un număr, se face acest lucru cu doar elementele unei singure linii sau singure coloane. Nu-i ca la matrice. Nu-i ca la matrice când se mulțesc toate. Sau se împart toate. Da. Deci, în colisie spui așa, adică în paranteză, spui prin înmulțirea unui determinant, prin înmulțirea, în paranteză împărțirea, că doamne foc și împărțirea, prin înmulțirea, în paranteză împărțirea, unui determinant. Cu un număr. Se înmulțesc. În paranteză, se împart, adică. Se înmulțesc sau se împart. Doar
numai elementele de pe o singură linie sau o singură coloană. Deci acest lucru sunt afectează doar elemente de pe o singură linie sau o singură coloană. Da. Deci, hai să recapitulăm. Ce merită să reținem foarte bine? Însă așa, dacă vezi un determinant și te uita la el și vezi o linie sau o coloană numai cu 0 ori, e clar. E valoarea lui 0, nici nu mai desfaci. Știi sigur că va face 0. Da. Dacă se întâmplă ca să observ că pe o linie sau pe o coloană toate elementele ar avea un factor comun, îl poți scoate. Că am zis acum, poți să mulțești sau să împarți cu un număr, da? Și nu se schimbă valoarea. Da. De asemenea, prin înmulțirea unei linii sau coloane, cu un număr și adunată la o altă linie sau coloană, da, valoarea determinantului nu se schimbă. Valoarea determinantului nu se schimbă. Tot minus 5 ajunge. E clar. Deci, atenție, înseamnă că noi, din perspectiva asta, avem șanse foarte mari să modificăm elementele de pe o linie sau pe o coloană, foarte ușor să obținem zerouri. Și astfel, din determinantul de ordin 3, după mișcarea care am făcut-o, ajung la un determinant de ordin 2. Că celălalt e 0, 0, nu mai au ce influență. Care îmi lucrez fără... Da? Sau dacă e de ordin 4, ajung la ordin 3, și cel la ordin 3, fac încă o dată manevră, ajung la ordin 2. Da. Deci, în perspectivă, și valoarea lui este aceeași, se conservă. Asta e tehnica foarte importantă de dezvoltare a unui determinant. De orice ordine ar fi de acum un determinant, poți fi și de ordine nouă, tu știi cum te uiți pe el și să mai stai o secundă. Unde se obține o zerouri? Și te duci la linia sau coloana unde îți deja zerouri, ca să te ajute să nu muncești mult. Da. Noi puteam să ne oprim și pe prima linie, să obținem 0 ori. Când ne uitam la liniile așa, la elementele de aici, 2, 1 și minus 3, și 1 ar fi fost divizor a tuturor, ăsta e pivot, coloana asta e de lucru, și până o mulțesc cu minus 2 și adun asta, și cu 3 și adun asta. Deci ea, cea de lucru, se înmulțește cu diverse numere, convenabile, încât pe linia aceea unde am hotărât să obținem 0 ori. Da. Da. Și atunci, când desfășurăm, valoarea nu se schimbă. Dar dacă eu am deja 0 ori aici, ce să mă duc eu aici ca să o mulțesc pe asta? O mulțesc mai pe asta care e pivot. Doar cu 2 și o adun aici. Nu mai afectez cu asta, că deja am 0 ori aici. Da. Deci, vezi, totul este să te orientezi dacă ai 0 ori. Dar tu vei spune acum, dar dacă la mică e 0 ori? Mai nimic atunci. Trebuie să muncești. Nu? Te uiți acolo, sunt numele mai mici și unde ai divizorul tuturor. Pe linia sau coloana unde ai divizorul. Și cel mai bun divizor este să fii 1. Că el e 1, e divizorul tuturor. Da, da. Fiecare număr se face. Da? Deci, practic, la 1 împărțim pe oricine. Sau invers. Unul mulțit cu oricine, ajungi să faci repede numărul respectiv și te duci și rezolvi treaba asta. Da. Vezi? De unde am plecat noi? De la sisteme de ecuații lineare. Sisteme de ecuații lineare, a căror rezolvare, sigur, pe tine te interesează să ai rezolvarea cea mai rapidă. Metoda substituției, metoda reducerii, care din ele? Funcție de cum
simți tu acolo problema. Da. Cum a fost aici sistemul acesta dat, era clar că metoda reducerii sindicate, pentru că ai deja o ecuație în Y și Z, nu? Da, care. Și atunci te orientai pe primele două, să obții, să-l anulezi pe X, să-l elimini pe X și să reduci pe X ca să rămână din cele două o ecuație în Y și Z. Da. Și îndată, cu ecuația aceea în Y și Z, să o lipești de cealaltă, da. Și să-ți dai seama că de acolo te duci în două cu două și la îndemână, din nou, ori reduceri, ori substituții, ori am văzut noi o tehnică foarte importantă și asta cu determinanță. Da? Super. De, fără ca să stăm pe, prea mult pe gânduri, la asta de două cu două e simplu. Dar dacă sunt 3 cu 3, 4 cu 4 și mai multe, mai dificil este de rezolvat. Și atunci am zis, hai să vedem legătură cu coeficienții ăștia a necunoscutelor, se atașează o matrice a coeficienților. Deci apare un tablou al coeficienților. Iar în legătură cu coeficienții ăștia putem pune problema determinantului, adică a aflării unui număr acestuia, a tabloului respectiv. Numărul acela poate fi foarte important pentru că plecând de la determinantul de bază a coeficienților respectiv, putem face și determinantul în care folosim în locul necunoscutei coeficienții termenilor liberi. Că intră coeficienții termenilor liberi. Uite, când tu rezolvi sistemul de 2 cu 2, nu intră și unul și ăsta și termen liber, deci intră și ăla. Deci în joc. Și atunci poți să gândești și determinanții aceia în care înlocuiești coloana lui X cu coloana la termen liber, coloana lui Y cu coloana termen liber. Și ce e interesant este că aflând determinanții aceia, raportul dintre determinantul delta X pe determinantul principal al coeficienților este necunoscut aflat. La fel și dincolo. Și Y și Z-ul și T-ul și cât ar fi toate celelalte. Și de aici, ideea este asta, să ne îndreptăm cu toată forța spre aflarea numerelor, a determinanților care sunt atașați, numere care sunt corespunzător tablourilor acelora, matricilor respective. Deci unei matrici atașăm determinantul său. Și acum, despre determinanți. Știu să fac determinanți numai din ordin 2. De-a urma principală nu se cer cea secundară. Da. Dar de ordin 3, ai zis tu, așa, tehnica aceea, cu, da, cu primele două coloane, coborând primele două linii, până de sub acolo, așa e zis metoda lui Saros. Da. Și metoda triunghiului, care spui, nu prea mi-e clară mie cum fac triunghiurile acelea. Da, cum se iau coeficienții. Așa, cum se fac triunghiurile, vârfurile triunghiului respectiv. Și atunci, bun, te duceai numai până la determinantul de ordin 3. Dar de ordin 4, Nema. Auză. Și atunci am zis, mă, pe la de ordin 4 poți să-l dezvolt cu o linie sau o coloană. Cu minus 1 la puterea. Și apar determinanți de ordin 3. Dar ce de ordin 3 trebuie să fac pentru sau nu știu ce. Dar ca să nu mai pierd timpul cu dezvoltarea asta, vreau să fac tehnica asta care mă spune că valoarea determinantului nu se schimbă cu multe zerouri. Cât mai multe zerouri, cu excepția unui singur. Că dacă unul din elemente, dacă ar fi peste tot zerouri, atunci valoarea determinatului este cât? Dacă zero. Este zero. Zero. Clar. Da. Și de aceea, obiectivul meu, fie să se determinat de ordin 5 și 7 și 9, n-are importanță ordinul, mă uit să văd unde am deja mai multe zerouri, mă decid ca pe linia sau coloana respectivă să obțin zerouri, privesc la elementele cele unde am decis, m-am decis ca pe linia asta a treia să obțin zero, foarte bine. Caut divizorul tuturor. Divizorul tuturor, cine este? Iată, 1. Cel mai bine 1 sau minus 1 are importanța asta. Și lucrez pe divotul îl fixez, coloana asta e coloana de lucru și ea se va mișca stânga-dreapta, cu gândul că de a obține zerouri acolo unde mi-a propus ea. Da. Locul 2. Locul 0 deja e 0, nu m-am întrebat. Și mulțesc
cu un număr, coloana de lucru, reducă... exact, cu acel număr care sunt determinate să reduc aici. Când prin înmulțirea cu un număr și adunarea la alte linii sau coloană, valoarea nu se schimbă. Da. Nu s-a schimbat, am văzut, așa este, da? Da, e clar, da. Rezultate e același. Tot timpul același rezultat, indiferent pe ce linii sau coloane dezvolți, neapărat trebuie să fie același rezultat. Atent la calcul. Sigur că da. Și atunci am descoperit, m-am dus ușor spre determinanți. Pentru că am vrut, pe când la sisteme liniare, să înțelegi de ce se fac determinanții ăștia. Au și un rol. Deci, valoarea unui determinant este un număr care se atașează matricii acelea și el, numărul acela, e de folos pentru că iată ne conduce spre rezolvarea sistemelor în final. Deci, câtă vreme tu nu înțelegi motivul pentru care îți faci un lucru, nici nu dai mare importanță. Așa se întâmplă cu elevii. Da. În bancă, stând acolo și nu înțeleg de ce să fac efortul pentru a asimila cunoștința și noțiunea respectivă. El, în sufletul lui, nu avea niciun motiv să spun, băi, fac asta pentru că mi-este de folos. Da, nu ai o motivație. Dar nu ai nicio indicată să treci clasă. Să vezi cum te lipești. Da. Ai înțeles, n-ai înțeles, profesorul nu-l interesează, tu stai stresat acolo, stai asta, stai mâine. Dar așa ți s-a instalat în minte că matematica e grea, era să fii mai bine, n-ar mai fi. Și acest lucru este atât de păgubos, că de la o lecție la alta, din clipa în care ai pierdut firul roșu, te tot îndepărtezi. Te ascunzi sub bancă. Așa mi s-a întâmplat. Vezi? Din clasa 6, cred. Sigur că da. Deci elevul din tine a avut ușor frustrări și a fost cel care a spus, dom'le, eu nu mă pricep. Și s-a instalat în mintea ta acest mesaj că tu nu te pricepi. Și dacă nu te pricepi și nu înțelegi, ce rost mai are să mai te strofoci? Vezi tu cum treci clasa, fii copil la un coleg, fii când îți duci mama sau tata și așa și discut cu profesor, fii că ceva, mă duc la meditații ca să dau un ban acolo și el să mă treacă, de regulă la profesorul de la clasă și te duci. Așa a și fost. Așa a și fost. Poate am ghicit, parcă aș fi fost eu cu tine, de-a lungul timpului. Deci, părinții ce spun? Am făcut tot ce depinde de mine, te-am dat la meditații, tu intri și ieși, știi că el își face de acum treaba, are el grijă că se treacă și te trezești, ai terminat și luași o bacă și tot chestia aceea. Și la bac se întâmplă tot așa, o manevră, vezi tu cum se poate face așa acolo, dar oamenii sunt și aceia. Da. Da? La mine n-am mers, adică n-am luat bacul, după un timp am maturizat, am văzut cum stau treburile, m-am apucat de învățat și am luat bacul. Da. Deci, vezi, s-a pupat și cu chestia asta, că la un an, la altul, dificultatea la BAC a scăzut. Da, m-a ajutat asta. Sigur că da. Păi, uite, foarte bine ai spus tu, m-a ajutat asta. Unde nu te mai ajută acum? Când să spui problema, să faci și tu ceva. Nu te mai ajută, că vezi, este fantastic aici. Bucuria ta de a fi luat bacalaureatul, ca să te poți duce și tu să găsești un loc de muncă cât de cât acolo, dar când vrei să intri un pic mai sus, nu mai, gata, e bariera. Nu-ți mai poate. Și atunci, nu cumva s-a făcut o selecție dură asupra ta, din nepriceperea celor care au stat la bagheta aici, care te-au determinat pe tine ușor să înțelegi că tu nu poți. Da? Deci, din nepricepere, se schimbe destinul unor oameni. Deci, se schimbă destinul unor oameni. Asta e grav, grav. Foarte grav. Așa și este. Așa am văzut cu ochii mei. Ai trăit așa, concret. Mai recent, poate o să aduc și pe acela care a terminat tot așa, a terminat și o facultate, tot. Și o spune, vreau să mă aflu la nivelul la celuia care nu știe nimic la matematică. Matematică informatică terminată, nu știu ce, un băiat din București terminat. Acum vrea să fac un business, vrea să pornească ceva foarte, și ca să pot să coordonez acel business, îmi trebuie să înțeleg și eu. Sigur că mă duc și eu un matematician, eu un fizician, eu nu știu ce, nu știu ce, un om și pun la treaba aceea care oamenii de făcut,
Dar e când eu trebuie să-i coordonez, eu trebuie să-i spun, băi, trebuie să faci așa, așa. Și trebuie să înțeleg și eu câte ceva din ce spun ei. Nu m-am instruit matematic deloc. Și atunci ei pot să spună poveștile de pe lume. Și eu nu știu ce fac ei acolo. Și simt nevoia ca eu să mă apuc, să învăț câte ceva ca să pot construi acest business care l-am în mintea mea. Vezi? Așa departe a ajuns? Da, el are un obiectiv foarte clar, 28 de ani și are, clar, un lucru de făcut. Proiect, un proiect așa, foarte tare. Deci, bătăiesc, un tip care așa și i-a spus, sunt fără aripi, dar știu ce trebuie să fac. Știu acum și atunci am să încerc să fac asta. Probabil că s-a dus într-o zi să stăm de vorbă și să... I-am dat acum să fac clasa 6, sunt vreo 7. Da? Da, da, da. De jos? Da, 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 a 5-a. De acolo au plecat, de acolo, dar e foarte, foarte conștient de faptul că lucrurile nu se pot construi decât de jos în sus. Da, da. Ori de câte ori încerc ceva acum sus, no, eu m-am dus aici cu tine mai sus, am încercat să atac, să spunem, determinat, să vedem de ce facem determinat în școală, merită sau nu. Ăsta este răspunsul care îl dau acum. Dar acum să și fixăm o fi. Noi facem la sfârșitul lecției, să spunem, fixarea lecției. Să vedem cu ce ne-am ales, ce lucruri am parcurs. Prin ce am trecut. Da, prin ce am trecut, da. Sinteza lecției. Așa, da? Sinteza lecției. Și acum facem un fel de fixare, de trece în revista noțiunilor respective. Deci, prima problemă a fost sisteme liniare, da? Da. Sisteme liniare. Am explicat de ce. Da? Ce înseamnă sistemul liniar? Înseamnă că x-ul și necunoscutele la puterea întâi. Necunoscutele la puterea întâi. Asta înseamnă. Metode de rezolvare. Da? Metode de rezolvare a fost a doua. Substituții, reducem, da? Substituție și reducere. Și o a treia metodă, prin determinanți, da? Determinanți. Am văzut și seama o matrice. Așa, matrice. Aici trebuie să mai insistăm să vedem operații. Operații. Cu matrici. Nu m-am ocupat prea mult. M-am concentrat să mă duc pe determinanți, da? Da. Și aici, determinanți. Și proprietăți. O să mai insistăm la proprietăți, dar o parte din ele le-a spus. Dacă o linie sau o coloană numai 0 ori, da? Da. Valoarea asta e 0. E clară. Da? Da? Deci, da.